Dă-mi, Doamne, anii tinereții și mintea mea de-acum. Și am zis că fac infarct. Nu, criza de femeie de mijloc de aur. Deci intru în emisiune și am pan, un coleg care începe să mă muțufenderească la muțufenă. Deci Edi a venit pe numărătoare și Andreea făcea 5, 4, 3, 2, 1. Și Emil Drăguț zicea, a ieșit, a ieșit. Da, s-a mișcat repede, nu pot să zic. Emisiunile de divertisment mă vor băga la abonament definitiv. Deci, direct, feriți-vă de direct. Înregistrare, mama înțelepciunii, repetitio mater studiorum est. Da, mă, ca să vă mai dau un exemplu, te ține... Mircea, te ține în priză, știi? Pe tine te ține în priză, că tu stai aici, eu trebuie să... Înțelegi? Te ține în priză. Dacă vrei... Intră să... băieții, fii atent, intră băieții. Și eu trebuia să mă bag după ușă și am uitat, pentru că între timp îmi spusese Petru un banc cu un, ceva cu un program de calculator, eu neștiind să dau drumul la calculator, s-a așteptat să râd. Și că știi care e deosebirea dintre cutare și un submarin? Asemănarea dintre cutare și un submarin, care? La fiecare, dacă deschide o fereastră, e o problemă. Da, da, da. E un program de calculator. Ah, ah. Și au intrat și, și am văzut că se deschid ușile și la televizor în spate era o pereche de... Da. Ce era? Că... Și eu jumate. Și atunci am luat... După ce am terminat, a început colegul să mă muțufândurească la mine. Nu mai fac emisiuni în direct. Deci să facă cine o putea, frate. Și ăștia care le fac, le fac o dată pe săptămână. Vii relaxați de la Tenerife. Ia uzea! De la Tenerife! Da, mă, pe fără număr, fără număr. Poate toți. O dată pe săptămână, poate toți. Nu, chiar toți, că am avea mai toți multe care încearcă și pe urmă treaba lor. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. În fiecare zi mi se întâmplă câte ceva. Ba aia, ba aia. Astăzi mi s-a întâmplat ceva foarte frumos, dar tot mi s-a întâmplat. A venit Miss Bulgaria, Andreea Teodora. Ea a venit foarte devreme, împreună cu colegul și prietenul meu, Umberto Tomasi, și în momentul în care a intrat Andreea Teodora pe ușă, s-a terminat lucrarea. Deci, when you came here, everybody stopped working, thinking or living. Heart breaks. Doctors come. Salvation, ambulances. Nino, Nino, Nino. Da! Ca să înțelegeți ce vreau să zic. Ultimul, spre marele lui noroc, a apărut Zoltan, care neștiind despre ce e vorba și că vine Andreea Teodora, s-a îmbrăcat de fericitul lila. Și acum aș dă pumnii în gură. Vă dați seama? Our colleague, Zoran, there, is wearing pink. If you know what I mean. Yes, I get it. Cum rămâne cu berea aia, colegul? Că te discreditez. Cu ce gândesc bărbații, mă veți întreba? Cu grijă. Deocamdată să vorbim însă despre tema noastră de astăzi, sugerată de dumneavoastră, desigur, pe adresa noastră bagă. teolivearonprimatv.ro. Fără adică... bagă. Deci, teolivearon. Da, adică nu scrieți bagă. teolivearonprimatv.ro. Înțelegeți ce vreau să spun? Și noi am spus, vrem să vorbim despre Feng Shui, pentru că Feng Shui aduce în viața noastră lapte, carne, brânză, ouă. Românul când aude că ceva îi aduce ceva, se bucură foarte mult și vrea și el. Sigur. Respectiv, găini ouătoare. Aduce găinile ouătoare, ele se ou și toată lumea se veselește. Și punem ouăle la clocitoare. E, vedeți dumneavoastră, nouă le plac banii nemunciți, lucru pentru care eu am succes la televizor. De ce, bă, tu nu muncești? Eu. Băi, eu zic că muncești. Bă, dă-mi o mătură și îți fac o demonstrație. Nu sunt în stare, deci crede-mă, am încercat. Păi asta vreun. Când îți faci așa și tu aștept să se deschide asta camera. Asta înseamnă muncă. Cineva lucrează muncă, și eu stau bă. Și mă sperii? A, da. Păi atunci stau și mă sperii ca scufița roșie când îl vede pe lup. Cam cât... Păi nu știu, până zic? Vine lup. Până vine lupul, dar dacă fac de multe ori... S-ar putea să vină paramedici cu oxigenul, așa că... Vom vorbi despre Feng Shui pentru că Costi Ionită și-a construit o casă Feng Shui. Adică Feng? Cât și Shui? Just a little. Just a little Feng, just a little Shui. N-are microfon. Nu... Doar puțin. Înseamnă că n-ai microfon. Am acum microfon. Iartă-l pe colegul nostru.
Nu mai face semne de astea, mai ales când sunt doamne de față, că se interpretează. El zice că asta a contribuit la bunăstarea lui. Eu l-aș contrazice oarecum, pentru că el mai scrie și diferite melodii, le mai și cântă, le mai și cutare, le mai și cutare. L-am văzut la un moment dat, te-am văzut și pe genericul unui film, la coloană sonoră. Da, da, fac și coloană de film. Înțelegi? Și de emisiuni și de multe. Și de multe, pentru că după... Raluca, ce ai? De ce stătea așa, Raluca? Iertați-mă. Ia. Arată-mi cum stăteai, ca să înțeleagă telespectatorul. Înțelegeți? Și am văzut că i s-a făcut rău. Nu. Sus, sus, mămică, sus! După 40 de ani de viață și 16 ani de activitate revoluționară, toți prietenii tăi pot fi regăsiți cu ușurință pe generice. Unii dintre ei încadrați, alții liberi. Dar la mine din ce în ce mai mulți încadrați. Acum, după vârstă, știți că la filme, dacă unul își întâlnește creatorul, îl bagă la cutiuță neagră. Și știi, aoleu, săracu, ce băia, bă, le avea cu băutura, dar când, în 73, l-o fi ajuns. În acest ton optimist, trecem mai departe la Luana Ibaca, specialist home and deco. Ea spune că degeaba ne lăudăm noi că avem case făcute feng shui în România, că n-avem. Eu am văzut una la Pitești Argeș. Respectiv, era făcut așa cu un deal. Mai țineți minte? Cum să nu? Erai barbu în caravana aia? O casă frumoasă așa, doar că la un moment dat Eli s-a dus să facă ce regele face singur, 3,14 pe 3,14. Și avea clopoței Eli... acolo. No. Nu, ce clopoței ar fi fost bine. Și s-aude la un moment dat un urlet disperat. Ne-am dus cu toții care mai departe. Avea un baie, o mămâie, deci un o mămâie. Ochii scoși cu alea, cu alea, cu alea și mai avea ceva scos în relief, dar da. Nu pot să vă spun ce că e ora, care nu-mi permite. Și vă dați seama, altfel, casa ok, roz. Man, casa roz. Se vedea de jos, din stradă. Casa roz. Da. Exact ce încercam ca să vă comunic, știți? La Discovery vom vorbi astăzi cu Miruna Macavei, consultant Feng Shui tradițional, fondator al Centrului de Cercetare Feng Shui România, care este o domnișoară foarte drăguță, care i-am spus, eu credeam că sunteți mai în vârstă, la care ea foarte drăguță zice, costumul acela de femeie în vârstă cu părul alb, astăzi l-am uitat acasă. Ne va povesti ce e aia Feng Shui, ce ne aduce el, de ce trebuie să punem broscuța la 3 metri de cutare, dacă, de ce să nu punem oglinda unde vrem noi, ci unde vrea Feng Shui. Da, formele nu... Bine, eu vorbesc din prostirile mele. Citit, da. Citit, formele trebuie să fie cât mai... rotunde. Mulțumesc. Și în sfârșit Emil Mitrache, care este senzațional, ca de obicei. Deci Emil Mitrache a venit însoțit de o prietenă de-a lui, respectiv o broască răioasă cu 3 picioare, pe care nu o să ne-o arate acum. Nu ne-a lăsat să punem mâna pe broasca lui răioasă cu 3 picioare. N-a lăsat pe nimeni, însemnând că a venit în armat și cu 4 bodyguards. Eu, evident, am vrut să-i bag digitul în ochi lui broasca. Mușcă. Mușcă, nu? Mușcă, da. Eram sigură că trebuie să fie ceva neregulă cu tine. El nu știe cum e cu Feng Shui. După părerea lui, Feng Shui e ca religia. Crezi am bine? Adus și eu ce-am găsit prin casă. Să rămână Buda proste. Cu etichetă cu tine. Eu am găsit-o pătănțelul, deci îți dai seama că avantaj tu ca ta nu mănâncă. Stimați telespectatori, imediat după pauză vorbim despre Feng Shui. Vom începe pe ediția noastră de astăzi, referitoare desigur la Feng și la Shui, împreună cu Feng Shuistul Costi, cum îl denumește Sebastian, cu atâta generozitate, care are o invitată cât să ne ajungă tuturor pe 5 ani de acum încolo. Andreea este Miss Bulgaria, pentru că, adică se înțelege de ce. Are you sad? No, because you look sad. Ești tristă pentru că we're trying to compliment you. Adică îi spune ce frumoasă și e tristă. Există două posibilități. Nu se simte bine de la avion sau toată lumea îi spune că e frumoasă. Ce alegeți? În urmă cu vreo 4-5 ani, Costi Ioniță a procurat un teren. Hai mă, las-o cum a căzut. Zici tu 4-5 ani. Băi, frate, zici că... Mai contează un an, doi. Înțelegi, te las cu telefonul pe masă ca să zici și tu ca mine și nimic. Bine, ok, gata. Așa e, ca tine. Cum spui ca tine, tu? Ca tine. Exact. Cum spui tu, așa rămâne. Dar ce, în urmă cu cât timp? Spune da. De acoperiș, că eu am auzit de acoperișul. Stai, nu vrei să luăm cu terenul, că n-am reușit să... Da, mă interesează cum l-a procurat, Teo. Stai, că Teo. Ne interesează. Și pe el mi-am făcut niște planuri. Bun, așa este. Dacă trebuie să vorbesc, mie nu prea îmi place să vorbesc de casa mea și în general de ce am, dar
Acum trebuie să fac, pentru că pentru Teo trebuie să fac o excepție, ne cunoaștem de prea mult timp. Dar nu zicem adică... că e mare, că e frumoasă, că are 6 etaje și lift exterior. Că nu e mare, nu înțelegi? Nu e mare, e micuță. Da, da, micuță, da, da. E un coș, fine, da. Coș de ucă. Da, am luat terenul și după care am venit cu un radiestezist specialist să, pentru dirijarea energiilor, să știm cam cum ar trebui așezată casa, chestii de genul ăsta. Și radiestezistul? Anse, de radiestezistul sunt, trebuie să pui niște anse în mână și în funcție de energiile telurice, acele anse se mișcă și îți arată energia pozitivă, unde este energia negativă și cum poate fi ea influențată și direcționată în diverse părți. Și tu l-ai crezut? Păi am văzut cum se mișcă ansele alea. Să știi că am văzut și eu, dar mi-am închipuit că face așa nu de mână. Nu face nimic, crede-mă. Păi eu l-am văzut eu, deci ansele alea, cum să vă spun? Ați văzut cum sunt? Sunt niște sârmi. Niște chestii, da, niște da. Sârmi și odată face sârma așa. Păi face dacă el face un pic așa. Știți că eu sunt o mare credință. Ești cu crenguță de alun. Nu, cu aia se descoperă apa. Și apa aia lasă e una, dar așa... Vea. Sunt mai multe lucruri, mai există și cu... 20, da. Mai sunt mai multe metode de a afla unde se... cum se așează energiile telurice pe un teren, mai sunt cu albine și cu apă. Și văd în funcție de apele subterestre, cum sunt, exact, albinele știu exact și după asta se și ghidează. Și cum ții albinele? Nu știu asta, habar n-am că nu avem. Adică a venit domnul cu albina, vă rog, poftiți, nu știu, dar am văzut, există o metodă. E o chestie, câtă vreme vacile indică nordul, vacile totdeauna indică. Ajută-mă, Doamne, ține-mă, Doamne bun. Doamne, ajută-mă, câte mi-a zis astăzi, deci m-a nebunit. Mă gândeam astăzi la temă, știți, la Feng Shui, la nu știu și vine tănțelul. Și își priponește ochii în ochii mei și zice: băi, zice, Uniunea Europeană ne lasă să facem țuică. Am auzit. Zic, eu vorbeam despre Feng Shui. Putem să facem 500 de kg de țuică până acolo nu ne lăsa. Să ne întoarcem la vacile care arată nordul. Tata, da. O să facă tot timpul. Cudești tu. Ele se duc spre nord, am citit eu într-un ziar. Sunt foarte bune în orientare. Vaca e foarte bună și în orientare. Și dacă casa e în vest? Transfumanța nu era cu oi? Acum bagă și vaca și albina. Mă, eu vreau să fac emisiuni educative, dar nu și pentru mine. Adică, deja mă pierd. Așa, deja a venit cu domnul, da, cu Ansa. Și ne-am trasat oarecum un perimetru. Și după care la arhitect. Arhitectul nu știa prea multe reguli de Feng Shui, că am vrut, dom'le, vreau să fie ceva de genul ăsta. Și omul s-a documentat, e un arhitect foarte bun din Constanța, și am început să facem exact camerele și... Unde m-ai invitat pe mine? De la Constanța, da. Aia? Da. Foarte frumos, dar nu mi-am dat seama că e Feng Shui. Păi n-ai cum să-ți dai seama decât dacă stai în ea și simți... Cum te simți? Dar nu cum te simți? Păi mă simt foarte bine, nu? Uite-te la mine. Cum faci baie? Cum faci baie? Adică și Feng Shui-istul face baie? Face, trebuie să stea... Cum? Păi am înțeles că trebuie să doarm într-un anume fel, cu capul într-un anume loc, cu broscuța așezată... Cum vrei să te mint? Nu, nici la modul ăsta, nu sunt așa de... 8 cănuți cu 6 curnuți, 20... Asta e altceva, nu. De exemplu, în studiu, într-adevăr, am un mic vas în care țin 8 bănuți. Așa mi-a spus, domnule, ține acolo. Nu prea cred eu chiar așa, că din cauza asta, că dacă n-ai idei și nu ești om bun, poți să ai tu 7.000 de Feng Shui-uri în casă, da? Și tot felul de nebunii. Dacă nu e aici sufletul să te ajute. Providența. Providența. Ai terminat casa, da. Și am ajuns la acoperiș. Asta e o idee de-a mea mai veche, legat de piramidă. Știu că tot din cauza voastră se află de piramida asta. Toate că n-aș fi vrut, dar... Bine, au mai fost să... unii la Gizec, dar cine mai știe, da, de niște proști au și murit. De câteva mii de ani, săraci, da, exact. Noi am venit cu emisiunea Teo, acelea... Nu, am zis de că voi ați descoperit-o la mine în casă, știi? Ia. Da, și pe acoperiș am făcut o piramidă, un loc, o cameră, unde piramida respectivă, de toate colțurile sunt îndreptate către punctele cardinale. Și exact după, este la scară după piramida lui Cheops, la 52 de grade, bază, nu știu ce. Sunt mai multe chestii. Trebuie să te interesezi ca să, dacă îți place domeniul. Iar eu am fost foarte pasionat de mic, de egiptologie, de piramide, de efectul de piramidă. La fel cum spunea și Sebi la telefon, e adevărat că ai declarat tu că dacă pui o piramidă de 20 de centimetri într-un frigider... Reduci consumul. Da, reduci consumul, e clar asta. E, pe baza asta se folosesc multe tehnologii în ziua de azi. Deci mai am o dată. Deschid frigiderul. Așa. Știți teama mea că deschid frigiderul, nu vă spun că mă dă judecată.
Depinde acum, depinde cât de mare e frigiderul, știi? Și asta frigider, e în funcție de... un frigider. Prepunem un frigider. Normal. Normal. Da. Și iau o piramidă cu dimensiunile de... Depinde, deci în funcție de... de mărimea frigiderului, de să zicem, să punem de 20 de centimetri. Această artă stai care... Stai, vorbim despre... Asta nu-i feng shui. Asta nu-i feng shui. Asta nu-i feng shui. Chestia asta nu-i feng shui. Frigider de clasa A și gata. Poți să-ți ieși de clasa C. Iau piramida, păcat că nu știu să desenez piramide. Ia uite, ia uite piramida, ia, 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 ia. Cam așa. Da, da, asta este... Da, e lipsă de talent. Știu, mulțumesc, mi s-a mai spus. Asta e tetraedru. Cât trebuie să... Ce, mă, tetraedru? Da, trebuie să faci o piramidă cu baza... Fă, domne, un pătrat ușor, ca un paralelipiped și ridici niște de alea în sus și le unești sus. Ca în trigonometrie, cred. Cu linie punctată, linie... Am reușit. E ușor țuie. Așa, e așa. Ușor țuie. Dar... deci, e privită dintr-un colț. Asta e piramida mea și o port cum se purta, că e obicei dă-n veac lăsat. Cum se pune în frigider? Se introduce în frigider prin introducere? Pui cum vrei tu, orice formă, în orice poziție, nu contează. Păi e piramidă, ce vrei? Să vorbim de orice poziție. A, cu baza, poziție. Bineînțeles, cu baza orizontală. Baza, deci nu cu ele, nu cu cracele în sus. Nu. Nu. Dar există dimensiune optimă pentru laturi? Nu, deci ideea este ca să păstreze proporțiile piramidei Cheops și să aibă înălțimea de 20 de centimetri. Păi vezi? Așa mai vii de acasă. Da. Că despre Cheops îi dau un telefon și îl întreb. Bă, da. Da, da, da. Sigur că da. Are și e-mail. Eu nu știu ce Dumnezeu. Suntem prieteni de viață. Normal. Bun, și asta o introduci în frigider și consumul, vei observa că într-o lună de zile consumul îți va scădea cu 80% aproape. 80%? Da, vorbesc serios. Al frigiderului? Dar asta nu e feng shui, să știe lumea. Asta e efectul de piramidă, nu are legătură cu feng shui. Incredibil. Dar asta e efectul de piramidă și sunt multe alte efecte care se folosesc în diverse tehnici. Chiar și în medicină au început să folosească efectul de piramidă. Dar tu ești ezoteric grav de tot. Nu, frate, știu și eu, citez ce vrei. Lumea mă știe doar de manelist, vezi? Păi și pe mine la fel. Și lamele de bărbierit? Nu se ascult și lamele de bărbierit? Dacă pui în mijloc acolo? Nu mai bine cumpărat, dacă bravo, e ieftine. Uite, iarăși un alt efect de piramidă. De... Corect. Bine. Pui o lamă și se ascultă singură. Am auzit. Da. Ce, la asta ce ți-a folosit sub genericul și la ce ne-a folosit? Piramida? Mi-a folosit că mă simt eu mai bine. Ce zic, știi cum e? De ce ai fost bolnav sau? Tot ce... Nu. Nu, și nici nu cred că o să fiu la rândul meu de viață. Dar... Ești ascet? Ba, aș vrea eu. Nu, dar am grijă de mine. Măcar atâta lucru pot să fac, nu? Da. Piramida, cum am pus-o eu și cum este poziționată în casa mea, amplifică energiile pozitive, pentru că trebuie să știm că totuși piramida este un amplificator de energie, dar atenție, dacă sunt energii negative, poate să le amplifice pe alea negative. Deci de-aia a venit. Și de unde vin energiile pozitive și negative? Păi astea sunt în pământ. Astea așa se numesc, astea, energii telurice. Și acestea pot să fie pozitive sau negative. Am o prietenă care mi-a dat telefon, zice, mi-am făcut o casă, senzație, trebuie să vii să o vezi. Și zic, lasă-mă, fată, zic, oriunde îți faci casă în România și la un moment dat începe să se construiască în jur. Ne. De ce, ne? Și ce, în spatele meu e apă și în față e cimitir. Alrighty, zic, și îți place așa? Adică, păi zicea, acolo am găsit, acolo am cumpărat. Dacă ești poziționat lângă un cimitir, crezi că... Nu știu ce să zic. Ți-am spus, depinde, oricum, toate aceste lucruri se bazează și pe sufletul omului. Deci, trebuie să fii și om bun, înainte de toate. Am spus, poți să fii cu 7.000 de bruscuțe, 8.000 de elefanți și 7.000 de bănuți. Dacă tu aici ești altceva, nu e bine. Și dacă ești om rău, ce se poate întâmpla? Nu știu. Nu cunosc. În teorie, n-ai citit o carte despre oamenii răi și influența lor asupra? Nu. Păi ce poți să... Poate să folosească energiile astea să, către, să facă rău, nu? E simplu. Păi nu. Crezi în blesteme? Nu. Nu. Nicio. Nu cred, habar nu. Nicio. Nu mă interesează. Nici în farmece, nici în de-astea. Nu cred. Cred că sunt același lucru. Da, oare. Bun. E adevărat că ai în pereți niște cristăluțe mici așa? La îmbinarea între pereții camerelor există anumite cristale. Se văd sau sunt în interior? Nu, sunt în interior. Și de unde știi că ți le-au pus? Păi am fost acolo.
eu am fost acolo, deci pot să vorbesc. Exact. La fel, legat de Feng Shui și cred că doamna expert știe mai multe, în funcție de energiile, dacă vrei să îți direcționezi într-un anumit fel energiile, trebuie să pui acvarii, oglinzi și tot felul de obiecte de genul ăsta, care ți le direcționează într-un fel sau altul. Important este să fie un flux pozitiv în casă. Dar, acum iartă-mă, mie mi se pare... Ai ureală, nu? Da! Și bătaie de cap, frate, nu-i bătaie de cap, că faci odată și gata. Păi, nicio bătaie de cap. Crezi că mai o să ocupă cineva de asta? Cum adică faci odată și gata? Păi faci odată chestiile astea. Păi faci odată chestiile astea, dar după aia dacă ai 6 acvarii să-ți direcționeze ție, nu vine peștișorul cu vurtica în sus dacă nu-i dai să mănânci. Dar am spus ca idee ce sunt. Adică te chinui destul de rău după aia, nu? Nu știu, dar ți-am spus, eu n-am acvarii în casă. Ideea este dacă crezi în treburile astea, ok, știi tu cum e, îți merge bine dacă crezi în ele. Dacă nu crezi, asta e. Ce? E simplu, corect, nu? Rău n-au ce să facă. Păi, ce rău să fie? Luana, simțesc deja din privirea ta că ai multe lucruri importante. Deci m-am mâncat limba tot timpul, dar am zis să aflu și eu lucrul. Mă, e o altă perspectivă, da. Este într-adevăr, oricum nu se face odată și gata expertiza Feng Shui. Mulțumesc foarte asta mult cu pentru atenția acordată. Deci, deci se face de câte ori este nevoie. Dar cristalele nu, pentru că din câte știu eu, Mirina o să ne confirme sau o să ne infirme, de la an la an se schimbă ceva și oricum prin propria casă Feng Shui trebuie să circul cu busola, că e foarte important să legi punctele cardinale de... De habar n-ai, da? Da, deci așa este, nu, corect. Oricum, trebuie să, dacă vorbim despre Feng Shui, trebuie să spunem că este o artă chineză veche și practicată de sute mii de ani, poate. Și dacă ne uităm în Asia cât de sănătos sunt, cât de mult trăiesc și cât de repede se mulțesc, ar trebui să copiem și arta Feng Shui și poate și alte arte. Doar japonezii trăiesc. Știință de a trăi. Am văzut și ce mănâncă, dar adică eu n-am văzut media de vârstă este de 80 de ani. Deci media de vârstă. Teo, deci trăiesc, media de vârstă este 80 de ani. Deci în Coreea de Sud am fost anul ăsta 84 de ani. Bine, ce mănâncă într-adevăr nu este bun la gust. Nu mănâncă junk food, fast food sau ce mâncăm noi. Dar respectă niște lucruri esențiale pentru viață. Și Feng Shui ăsta eu spun că abordat întâi din curiozitate, pe urmă ca divertisment sau mai știu eu ca ce, poate să ajungă să chiar să schimbe ceva bun în viață. Pentru că, de fapt, noi luptăm pentru o calitate a vieții suplimentară prin tot ce facem. Și Feng Shui, într-adevăr, chiar îți poate aduce. Uite, vezi, el a îndreptat broscuța cu bănuțul în gură spre tine, de când a început emisiunea. Și vreau să spun că ai un tonus și o lumină Feng Shui. Adică ai un chi astăzi, dragă. Mă omor tu pe mine. Pe bune. De la bănuțul ăla, deci, de la răioasă? Da, tu intenționat ai îndreptat broscuța ta. Bineînțeles. Cu bănuțul deci, tău. Deci să știi tu că... Sud-estul, spun eu. Deci bănuțul... Deci, în primul rând, ca să vorbim de Feng Shui, trebuie să legi și de astrologie. Am dreptate, Miruna. Deci trebuie să legi și de data nașterii tale, pentru că cifrele care ulterior îți dau numărul Pacua. Ați auzit de Pacua? A făcut și doamna Mihaela Rădulescu emisiune cândva cu Pacua. Deci dai seama că acolo Feng Shui sunt mulți în România. Cum ai zis? I-a înjurat cu mult. Pacua? Da. Și a făcut o emisiune de 3 ore cu Pacua? Nu, nu, o emisiune care se chema Pacua. Emisiunea se chema Pacua? Exact. Da, mă, dar nu mai da. De mult. Când era prietenă cu Maria Marinescu. Vezi cine știe, mai spune. Eu citesc, dragă. Eu să scrieți pe www. Cine își aduce aminte? Teo Live Aron, prima așa, TV.ro. Exact. Așa, și deci, Pacua asta ce făcea? Că eu cred că eram plecată în străinătate. Erai la un târg de mobilă, nu? Da, eram la Nisa. Vrei să-ți mobilezi nouă la acasă? La Nisa s-a întâmplat numai nouă. Nu, dar toate aceste numere, puncte cardinale și cu elementele esențiale care compun universul respectiv, pământ, apă, metal, foc, ce mai e, Miruna? Așa, lemn. Lemn, deci dau niște combinații care duc acest Feng Shui să funcționeze în casa, în viața noastră, vorbind de fapt despre o energie, energia chi. Și Pacua aia ce e? Deci trebuie tu ca să afli, să interpretezi aceste hărți, să-ți faci numărul care te reprezintă, cifrele care te reprezintă, pentru că Feng Shui sunt tot felul de sinonimii, care se regăsesc dacă tu ești născută, eu sunt născută 12.04.1967. Toate aceste cifre creează sinonimii legate de telefon, de numărul casei, etajul la care stau. Asta nu sunt e numerologie? Fel de nu, pentru că astrologia înseamnă o personalizare, deci, o personalizare a spațiului în care îți desfășori viața cu ceea ce te reprezintă pe tine. Pentru că nu poate o persoană într-o casă Feng Shui să se simtă ca cel care o locuiește. Tu, dacă vii în casa mea, ai cu totul alte date, nu înseamnă că simți o energie pozitivă. Eu sunt de acord, deci, dar dacă cel sunt care și o locuiește, și am și patru copilași... Nici atât.
patru? Adică cei patru copilași vor fi nefericiți împreună cu soțul. La mine acasă nu cap cu patru copilași, la mine cap mai puțin. Înțelegi cu ce zic? Adică principiul. Fac un frumos palat într-un tescurul la Mogoșoaia și-l fac feng shui, soțul mă părăsește din prima... Că n-are energia pozitivă. Deci abordarea feng shui poate să fie așa cum a făcut Costi, cu o expertiză înainte de a construi casa. Pentru că e foarte important, exact cum am menționat, ce nu înțeleg, circuitul acestor ape, energii legate de pământ, apă. Stai precu apele un pic, că mă omori. Prepune în cazul că sunt măritată. Așa. Cum stau eu cu Neluțu, care nu e de pacua mea, nu e, are altă pacua. Și nici cu feng shui-ul nu e cu feng shui-ul meu. Și atunci cum înțeleg eu cu el? Că ne certăm ca chiorii, nu fi din cauza... Faci pe cameră. Îl întorci cu fața la ușă, ai pui o oglindă în față. Mână, am înțeles. Îi legi niște bănuți ăștia. Da. Sau îl transform direct în broască și gata. Fiecare cu feng shui-ul lui până la urmă. Deci asta e o știință pentru oameni care locuiesc singuri. Nu, deci să revenim. După ce e casa gata ambientată la bloc sau un apartament, poți să faci din această artă feng shui o combinație din elemente decorative interpretate de toată lumea la fel. Pentru că dacă ți-aduci, de exemplu, niște bănuți sau niște clopoței din metal care puși cine în fața... Cine câștigă banii, eu sau el? Dacă, ne dacă eu aduc banii, ia el... Dacă tu aduci banii, el alungă rău. Depinde se ocupă el de astea. Dacă nu, invers. Contează cum împărțiți. Banii sunt acolo. Am înțeles. Și să știi că și casa pentru... ta, dacă tu ai amenajat-o feng shui și vine altă persoană cu elementele lui, trebuie să se pupe ca să fie bine la amândoi? Categoric. Să se pupe cine? Categoric. Trebuie să se pupe persoanele între ele? Ele odată și feng shui-urile între ele. Ezoteric. Nu? Adică astral. Da, deci nu poți să iei orice neluț să-l aduci acasă două săptămâni. Clar. Deci trebuie să-l aduci, dacă se simte bine, înseamnă că poate să stea. Și cum dimineața? Trebuie să-i faci analizele bine, înainte. Exact. Feng shui. Ție ță bine așa? Feng shui-ul ță bine în mediul meu? Dacă nu, îl trimitem acasă, îl aducem pe Gigel. Sau îl chem pe omul cu sârmă, sau le-ai mereu lângă tine să-l... Omul cu sârmă? Radiestezistul. Ha, radiestezistul! Abia învățat să-i cum îl cheamă. Până ajungi de... chem radiestezistul până să mută la tine. Mă, nu e bine nici așa. E, acum știi ce vreau să zic. Trebuie să faci niște eforturi pentru... Dar dacă eu vin la tine acasă și eu mă simt bine în feng shui-ul tău, înseamnă ceva? Trebuie să vă luați. Trebuie să ne căsătorim. Deci e clar, trebuie să o iau până casele oamenilor. Va exista, după părerea ta, vreo perioadă a vieții noastre, sper să n-apuc, dar în care toată lumea să trăiască feng shui? Cred că niciodată. Nu, cred că ne tot depărtăm așa, dacă abordăm numai în glumă subiectul. Sincer, eu zic că merită fiecare care este interesat de această artă feng shui să citească o carte feng shui, să intre pe net, să ia reviste de specialitate, găsești foarte multe sfaturi utile. Nu cred că se poate numi o casă feng shui, un stil de viață feng shui, pentru că ar fi prea mult. Chiar dacă pasiunea ta către feng shui este foarte mare, dar nu este ceva care să fie nici luat așa în râs, știi? Mă, pentru n-ai că... cum să nu iei râs câtă vreme e cineva care își pune o broscuță, nu știu unde, și după aia îmi spune mie că îi se schimbă viața, că nu-i... Mai bine mai faci o facultate, ca și orice mai bine te exagerare. Pui pe muncit, sigur, înțelegi, decât să spui broscuța în geam, lasă-mă dracu. Doar dacă îmi explică într-adevăr cineva științific, băi frate, există niște legi care funcționează în felul următor. Deocamdată însă empiric așa pe mine mă face râde. De-aia am chemat specialistul cu care vom vorbi, într-adevăr, foarte serios. O să vă duc, serios. Miruna, pentru că chiar există niște legi, niște reguli foarte simple și ușor de urmat. Și hărțile acestea feng shui și tot felul de circuite care se explică relativ ușor prin ilustrații. Da. Proliferează. Am intrat într-un hipermarket să mă duc la cărți de copii. La cărțile de copii e liniște. În schimb, la feng shui, cărți, frate, zici că-s Biblii, viețile sfinților, nu alta. Una mai frumoasă decât alta, mai colorată, am luat și eu una, dar n-am apucat că emisiunea a fost azi și eu mi-am luat cartea ieri. După pauză o să vorbim despre lucruri serioase, să vedem și noi cu ce se mănâncă treaba asta. Râdem noi, glumim, dar sunt lucruri, niște adevăruri care trebuie spuse, niște legi pe care
poate le înțelegem și noi. Feng Shui-ul ăsta se pare că este într-adevăr o știință foarte serioasă pe care noi, dacă o respectăm un picuț, s-ar putea să ne aducă ceva bun în viață. Lucru pentru care am invitat-o în emisiunea noastră pe Miruna Macavei, consultant de Feng Shui tradițional, fondator al Centrului de Cercetare Feng Shui România, ca să ne vorbească la rubrica noastră favorită de miercuri despre Feng Shui. Întâi vreau să te întreb, scuze-mă, te rog, ce înseamnă Feng Shui? Pentru că eu am auzit în filmele americane cu Sex and the City Feng Shui, ceea ce mă chinuie foarte rău. Feng Shui înseamnă vânt și apă. Feng e vânt și Shui e apă. Mai există mai multe pronunții, depinde de chinezul care vorbești. Și este o artă și știință de a cunoaște energiile din jurul tău și a te armoniza cu ele și a nu lupta împotriva lor. Deci, la ce ne folosești? Ne folosește odată la îmbunătățirea sănătății, la găsirea sau menținerea unei relații romantice bune, la îmbunătățirea nivelului financiar, la schimbarea carierei, dacă e cazul, la mai multe lucruri. Să ne ferim de boli și să ne ferim de faliment. Corect. Care sunt lucrurile pe care trebuie să ne bazăm? Înțeleg că trebuie să ne bazăm pe anumite distanțe, unghiuri. Eu așa am priceput până acum. S-ar putea să mă înșel. Luana a explicat bine, ea cred că a vorbit despre școala stelelor zburătoare. Trebuie să ne cunoaștem schema casei. Această schemă ține de locul pe care e construită, de orientarea care se măsoară cu această busolă, denumită Lopan, și timpul de construcție. Deci, locul și timpul ne dau o schemă, ca la data de naștere. M-am născut la București în anul 1970. Și asta poate schimba ceva? Adică dacă iau Lopanul, adică asta, și măsor, pot să mai fac ceva? Dacă ai un apartament, să zicem, sau exact, o casă deja construită, nu mai poți să schimbi nimic. Busola doar îți arată o orientare. Deci vei rămâne nefericit toată viața dacă ai casă. Depinde de schemă. Pentru că în școala stelor zburătoare, pe care o folosim și noi, sunt 216 scheme. Casa ta are schema X, care o să aibă o orientare, de exemplu, Nord 2, dacă ne uităm pe busolă, pentru că fiecare punct cardinal e împărțit în 3 subdiviziuni. Deci în Feng Shui tradițional zicem Nord 2, nu zicem Nord orientare, sau Nord 1 sau Nord 3. Și cu anul de construcție o să ai o schemă care arată, poate să arate, așa, sper că putem să... În cazul nefericit în care arhitectul meu nu știa despre ce e vorba în anul în care s-a construit casa și nu mai pot schimba nimic, risc să rămân nefericită pe veci? E posibil să-ți fi pus patul într-o zonă rea. Și atunci e posibil. Patul. Da, poți să muți patul, bineînțeles, dacă ai spațiu, poți să muți patul. Și dacă îți cunoști schema. Am priceput. Da. Se pot întâmpla lucruri cu adevărat tragice în cazul în care nu știi regulile astea? Da. Adică poți să mori? Poți să și mori. Poți să și mori pentru că există combinații care indică pierdere de bani, boli, faliment și chiar moarte. Pisica simte lucrurile astea, că am auzit niște legende care spun că pisica simte nodurile energetice negative, se așează acolo și le absorbe. Pisica simte energiile telurice. Așa. Rețeaua Hartmann de care a vorbit și Costi, care este verificată de radiestezii sau cei care folosesc ansele. În Feng Shui se spune că noi suntem influențați de energia, și de energia astrelor, nu doar a pământului. Deci pisica simte o parte din energie. Da. Se poate spune că Feng Shui se aseamănă cu o religie? Nu, nu. Pentru că s-a bazat pe observarea naturii și maestrii chinezi din vechime au văzut că formele de relief te influențează într-un mod apele, munții și au căutat ceea ce ei numeau sălașul dragonului, adică locul acela în care energiile erau foarte bune. Da, da, da. Am prieteni care au luat o raznă și s-au dus cu capul cu Feng Shui-ul ăsta. De exemplu, să vezi o femeie în toată firea la 25 de ani, că doarme azi în dormitor, mâine în sufragerie, poi mine în bucătărie și că și ia ruleta să numere fața blocului câți centimetri sunt ca să nu-i cadă o broască în cap. Să mă ierte Dumnezeu, dar mi se pare că ori e adusă cu capul, ori sunt eu ignorantă. Problema e că la noi s-a cunoscut întâi o variantă simplificată de Feng Shui, care spune că toată lumea are o singură schemă, nu mai multe, fixă, care se pune peste casă și în nord îți pui o broască, că tot să discutați despre broască, sau un acvariu, în sud îți pui puțin roșu și așa mai departe. Asta înseamnă că reducem foarte mult omul la ceva static și casa. Nu e așa, trebuie să vedem schema pe casa ta și să acționăm în consecință. Nu este o religie, este un mod de viață. Este un mod de a-ți construi și a-ți amenaja casa și a trăi în
armonie cu energie. Eu încerc să nu mă iau foarte în serios, pentru că mă sperie luatul în serios și a avut impresia că tu ești mai deștept decât restul lumii. Și atunci o să întreb, în cazul în care eu locuiesc cu această fântâniță în casă și îmi vine tot timpul să fac pipi, când o funcționez de multe ori, ce fac? Adică stau cu fântânița și mă chinui o viață? Pot să schimb cu acvariu. Pot să schimb cu un acvariu, pentru că ideea din spatele fântânii pe care am adus-o este că ea se pune lângă geam să atragă niște energii pozitive în casă. Dar eu am nevoie de apa în mișcare, nu de fântâna în sine, da? Deci poți să spui un acvariu cu pești care nu te face să te duci la toaletă din 5 în 5 minute. Așa, și celelalte lucruri pe care le avem aici, toată lumea a venit și a pus mâna și eu am zis, luați mâna că n-ai de unde să știi ce sunt astea. Ce mai avem pe aici? Avem șablonul care mă ajută pe mine să împart casa în 8 zone, care sunt cele 8 direcții. 4 direcții cardinale și 4 intercardinale, da? Ok? Eu dau din cap înțelegere, dar n-aș putea să spun că sunt limpede la... Ca să suprapun schema energetică pe care o construiesc cu ajutorul busolei și anului de construcție, am nevoie să găsesc centrul casei, să suprapun șablonul conform gradului pe care l-am măsurat pe busolă și să împart casa în 8 zone peste care suprapun energiile respective. Asta în școala stelelor zburătoare, care este o școală de feng shui tradițională. Și după aceea, ca să-mi dau eu seama dacă îmi va fi bine la relații, la sănătate, la bani, mă uit la interacțiune dintre energiile din zonele respective. Iar consultantul spune, patul tău stă foarte bine aici, ești compatibilă, cum zicea și Luana, prin trigrama personală cu energia de la capul patului, o să-ți fie bine, o să fii sănătos. Dacă ai nenorocul să stai într-o zonă rea, consultantul spune, vezi că aici poți să te îmbolnăvești cu capul. Trebuie să te muți în camera următoare. Pentru bani ne uităm după o altă energie, da? De exemplu, în casa asta, energia cea mai bună pentru bani, simbolizată în cifra 8, intră pe la intrarea principală și pe la câteva geamuri, da? Iar fântânița se pune la cele geamuri. Deci intră energia de bani, mai am o dată, stai așa, da. Deci am geamul. Ușa și geamul, da? Și vine o energie prin ușa mea? Vine o energie dinamică, da. Nu prin ușă neapărat, adică dacă are geam în ușă. Dar prin nu geam. Pot să cred. Și dacă ușa mea n-are geam? Dacă ușa n-are geam, e ca un perete, pentru că stă închisă și blochează. Energia intră când deschizi ușa și are pe unde să intre. Oh my God! Da, e un pic mai complex decât... Păi în București, dacă ai lăsat ușa deschisă, norocul la bani, aș putea spune că e destul de repede anesteziat. Da. Bun, hai să vedem ce întreabă telespectatorii noștri, Andreiuța. Vine o săgeată. Ia! Ia fii atent, repede, repede, te văd cât de repede te miști. Hai, Georgele, că te ia radarul. Mămică, mai ce nu se putea. Zici că avem emisiune de 3 ore. Scuzați-mă, sunt rea. Zici așa, ce fac dacă nu pot schimba poziția apartamentului? Păi, există, după ce cunoaștem schema energetică, da? N-ai cum să schimbi poziția apartamentului, că e fixată. Se folosesc așa numitele remedii, da? Care pot să îmblânzească acele energii rele. Da? Se poate schimba mobila, astfel încât să nu stai într-o zonă rea, să ieși de sub influența ei. Folosim forme și culori, roșu și portocaliu, de exemplu, de aici sunt culori de foc, care se folosesc ca remedii. E de bine? Nu știu, pentru că n-am calculat. Dar nu există culori mai bune și culori mai puțin bune? Există culori mai bune pentru anumite zone și culori mai puține, mai puțin bune. Adică dacă îți faci o casă alb cu negru, e bine? Nu putem vorbi în general de funcție, da? Trebuie să știm schema apartamentului respectiv și să spunem, da, nu prea e bun, fă asta, asta și asta, sau în cazuri extreme, am avut cazuri rare, să se mute. Eha! Dar rare. Și unde să mă duc la mama? Nu, mergem împreună cu clientul, cu busola, aflăm anul de construcție de la apartamentul respectiv și spunem, apartamentul ăsta e bun, poți să te muți și faci asta. Am înțeles, deci dacă avem un apartament în Dristor, două camere, într-o cameră stau eu cu tata, într-o cameră stă mama cu aia mică și vine expertul și zice, o să mor, băi, eu unde mă duc? La metro, chi pasă, la metro. Ia uite, lumea e într-adevăr curioasă. Zice, vă rugăm frumos să ne spune doamna specialist unde trebuie amplasate și orientate aceste broscuțe. Eu am una deja și cred foarte mult în ea, m-a ajutat tot timpul în probleme financiare. Mai e sau asta? Asta a fost întrebarea? Da.
În feng shui tradițional nu prea lucrăm cu broscuțe. Îmi pare rău să dezamăgesc. Deci tu cu broscuța, scuză-mă, da? Te rog să-ți iei broscuța și să-ți o drepți cu bănuțul către tine. Nu spun că sunt rele. Din păcatea mea nu-i deja de asta. Nu este o broscuță râioasă cu trei picioare. Da, și stă pe bani. Observați? Deci am înnebunit de tot. Băgați de seama că suntem duși cu nervii. Aceste obiecte care s-au promovat, cum am zis la început, fac parte din feng shui acela mai comercial, care e mai simplu de aplicat. Cumperi o broscuță, să-ți meargă bine. Feng shui tradițional e un pic mai serios și zice, te duci la specialist care vine cu busola și îți face schema și ți-o interpretează și tu trebuie să aplici. Problema e că ți-e frică de specialist ca de doctor, că eu nu mă duc la doctor de frică să nu spună că o să mor. Așa mă duc la specialist și îmi spune, fii atentă, vezi tu casa asta, nu e bine așa. Da. Și eu nu pot să iau casa să o sucesc mai nu așa. Nu poți, e adevărat. Și în unele cazuri e greu de aplicat. În unele cazuri e imposibil. Există o știință asemănătoare cu feng shui care să nu mă pună să dărâm casa în momentul în care mă doare capul? Știința asemănătoare cu feng shui? Nu. Dar, cum a zis și Costi, contează și ce crezi, ce ai în suflet. Poți să crezi că îți merge bine, pentru că feng shui, n-am spus asta, feng shui te ajută și te influențează cam, să zicem, o treime. Da? Deci nu 100% dacă e casa rea, mori. Nu. Mai este și destinul care se vede prin astrologie, de care a vorbit și Luana. Și ce faci tu? Ce crezi tu? The Secret, că e tot la modă filmul și așa mai departe și cartea. Da, mi se pare o mizerie. Deci nu e fără scăpare. Mi se pare o mizerie asta cu The Secret. Mie mi se pare că acest film a fost făcut special pentru oamenii care n-au citit nimic în viața lor, n-au nicio convingere în viața lor și care se dau speranță, o ultimă speranță, sigur, că s-ar putea ca din rateul perfect pe care îl reprezintă viața lor să se aleagă ceva, să uite la filmul ăla și zic, bă, dar dacă eu mă gândesc tot timpul așa... Se întâmplă, m-am drăit eu, credeți-mă, poți să de faci atunci efort, până acum. Dar degeaba, nu poți, că poți să faci un efort să fii pozitiv. Dar nu te poți mereu așa. De ce să citești niște cărți, să-ți faci o școală și să te apuci să-ți consolidezi poziția? Și abia după poziția. Aia să gândești pozitiv. Nu, mai bine vezi un film și ai rezolvat problema. Nu. Cel mai sănătos. Doamna mea, cu căprui ne poziționăm feng shui. Oh my God. Îți trimite broscuța, broscuța e mai elegantă, vede... Ochiul o fondantă. Cât... Da, am înțeles. Okay. Next. Next. Noi, zice, trăim în spațiul mioritic, obiceiurile și tradițiile noastre. Despre asta este vorba. Adică noi care suntem cu trascumanța, cu alea, cu alternanța de albale... La urmă, putem, iertați-mă, să mai sucim un pic paturile prin casă. Știi că pe noi ne apucă de nebune. Și schimbăm mobila prin casă. E adevărat, dar nu e bine. Adică ar fi bine totuși să luăm în seamă regulile astea, că rău n-are ce să ne prindă. Niciuna dintre ele. Așa, suntem în plaiu mioritic. Suntem în plaiu mioritic și vreau să vă întreb, există posibilitatea ca poporul român să dezvolte o din ce în ce mai mare transparență către aceste lucruri eterice și nedemonstrabile? Există deja. După cum se vede, toată lumea își cumpără din cărticelele alea multe de feng shui, pleacă cu brațul, că e ușor de aplicat ce spun ei în cărțile care au apărut. Doar că cărțile de feng shui tradițional sunt un pic mai groase și te pune să studiezi. Dar oamenii sunt interesați de ceea ce le poate îmbunătăți viața. Este foarte adevărat, doar că în momentul în care eu mă ghidez după niște broșurele, că oamenii n-au timp de mai mult, și îmi cumpăr două broaște, trei bănuți, un acvariu și două oglinzi, nu cumva mai rău fac rău? Nu, pentru că acelea sunt doar obiecte, sunt statui, o ceașcă de cafea, este ceva care te influențează foarte puțin. E mai important, de exemplu, din perspectiva asta generală despre care vorbim acum, să ai camerele de formă regulată, de exemplu, sau să n-ai deasupra patului cine știe ce bârne sau scafe sau așa mai departe, sau să nu stai către niște colțuri. Da? Deci biroul să fie rotund și să nu stai îndreptat către colțuri, să zicem. Deci putem să aplicăm și în general, dar deci există bun, o parte generală. Bun. Da, putem să dăm câteva sfaturi dacă... Exact asta vreau să fac, pentru că știți că Forgaci își renovează casa. Și a pus deasupra bârnelor de deasupra patului, au venit constructorii și au pus o plăcuță de rigips. Și într-o bună dimineață se trezește Forgaci împreună cu soțul, în patul matrimonial, se aude o crăpătură și din pot un picior. Un picior de om, viu. La ea în dormitor. Și Forgaș, care și așa e spărioasă prin natura lucrurilor, vede piciorul omului, se așteaptă să cadă tot omul peste ea, lucru care nu se întâmplă. Spre mare ei, dezamăgire, dar asta rămâne între noi. Omul își scoate piciorul de acolo și se vede prin găurică și zice, să rămână până dimineața, astăzi vine?
Așa că nu e bine cu bârne deasupra capului, vă spune Forgaci. Deci nu avem voie bârne, adică nu avem voie, avem, dar nu e bine. Bine să nu fie bârne. Să nu stăm cu capul... Colțuri, stăm, da. Deci formele cu colțuri îndreptate către noi nu sunt bine. La birou e bine să avem un perete în spate ca să ne susțină, deci să nu stăm cu spatele la ușă. E, da. Din motive psihologice, că te întorci mereu, și din motiv că ai nevoie de un suport, un sprijin în spate. Iar Feng Shui tradițional vine în plus și spune că trebuie să vezi dacă ești compatibil și dacă ai o energie bună în spate, nu doar că să ai un perete. Da? Deci trebuie peretele să... are energia lui. Da, sunt energii statice care se acumulează în pereți. Vai de cap. E complex. E complex. Da, da. Există vreun obiect care nu face rău? Există, am și adus aici, așa, ceea ce noi numim remedii de metal, da, și care sunt de obicei sfere și acei clopoței de vânt care fac sunetul. Da. Sunetul metalului și tot ce e rotund și auriu, pentru că este o energie, simbolizează energia cerului, care este o energie bună și cam peste tot în schemă, sau 90% e nevoie sau nu face rău. Deci dacă avem în casă obiecte de genul ăsta, sau chiar am adus unul care e folosit mai curând în Feng Shui. Dar de ce toți bănuții, și bănuțul lui Emil și ăsta, au un pătrat în mijloc? Au pătrat? Da. Pentru că chinezii au pus și cerul și pământul în același loc. Bani, cerul fiind simbolizat de așa, e pământul de pătrat. Da? Andreea, ce m-ai întrebat tu? Că eu... Asta te-am întrebat. De oglinzile din dormitor. Am înțeles. Sunt bune oglinzile. Sunt bune oglinzile din dormitor, da. Sunt bune oglinzile din dormitor? Din perspectiva Feng Shui, da. Oglinzile sunt mai puțin bune dormitor. Nu le interzicem, că nu avem de ce să le interzicem. Ele creează lumină și un spațiu mai mare, care sunt atribute ale energiei yang, adică energiei dinamice, de care avem mai multă nevoie în living sau în birou. Da? În dormitoare, și mai revenim, mai dăm câteva sugestii, e bine să ai o atmosferă yin liniștită. Iar oglinzile vin și strică energia yin. Deci culori pastelate, perdele care să filtreze lumina, da? Fără televizor, fără calculator, bineînțeles, fără fântâni, că da, care poate să meargă în timpul zilei. Așa? Deci sunt mai puțin bune în dormitor, să zicem. Lumânărele, lucruri din astea, recomandați pentru dormitor? Nu, decât dacă au forma, să zicem, și culoarea remediilor de care am nevoie în locul respectiv. Poate să fie și veioze, nu neapărat lumânări. Poate corect să fie culoarea de la perdea, poate să fie culoarea de la pereți sau de la mobilă. Și noi știm că aceste culori corespund necesităților, apelând la un specialist. Da, da. Există mulți specialiști Feng Shui? Sunt puțini care se ocupă cu Feng Shui tradițional. Sunt puțini. Există o deschidere din ce în ce mai mare. Noi avem și cursuri la centrul nostru de cercetare. Avem deja consultanți în țară care au studiat cu noi. Deci nu găsim doar în București, găsim și în Galați sau în Timișoara. Ne oprim aici deocamdată cu rubrica noastră. Ne întoarcem pentru niște întrebări pe care nu o să le pun degeaba, o să vedeți. Miruna n-a fost întotdeauna specialist în Feng Shui. Când a început această pasiune și cum? Pasiunea a început de mult, din adolescență. M-a interesat India, China, filozofii și așa mai departe, energii. Și prima dată când am fost la un curs de Feng Shui a fost în 2002, deci... Alaltă e. A trecut puțin timp, da. Dar n-am fost mereu consultant de Feng Shui, da. Există posibilitatea pentru telespectatoare noastre cărora ideea li se pare amuzantă, ca să zic așa, le sună bine, să vă contacteze cumva? Da, sigur că da. Avem un website care e în funcție de mult timp. Telefoane, e-mail-uri, să spun? Eu zic să luăm o scurtă pauză și imediat după aceea le lămurim mai bine. Luana Ibaca este specialist home and deco. S-a terminat lucrarea. Shuiye ne-a adus niște imagini cu home and deco, dacă înțelegeți ce vreau să spun, pe care o să ne le și explice un pic. Tu, în realizarea decorurilor despre care discutăm, aplici reguli Feng Shui sau... De ce nu decorez? Sunt jurnalist în acest domeniu și pot să transmit oamenilor ceea ce văd la târguri, ceea ce citesc, într-o interpretare relativ păi cel mai puțin deformată, pentru că nu văd. Te rog eu frumos, că am un gust cum sunt eu. Păi refuz, îi trimit pe prieten la specialiști. Dacă îmi cere cineva Feng Shui, eu cunosc pe Miruna sau pe altcineva. Chiar cu Miruna am vorbit la telefon, n-am cunoscut-o personal și chiar vreau să prezint într-o emisiune mai pe larg ce înseamnă Feng Shui.
Dar acum cred că foarte multă lume s-a lămurit. A fost o primă lecție. Restul telespectatorilor au înjurat și... foarte rău de mamă, spunând că noi suntem niște balcanici, așa, și să lăsăm asiaticilor ce al lor. Sigur, totdeauna în toate emisiunile sunt păreri și. Ca și tema mea profesională din viața de zi cu zi este arta de a decora. Că și în Feng Shui găsim foarte multe lucruri care sunt legate de ambient. Că e vorba de energie, cu totul altceva. Și obiectele și mobilare și au energia ei. Și mi se pare fascinant faptul că pot să mă duc la târguri, pentru că știu unde să mă duc și cu cine să vorbesc și să arăt lumii care este interesată ceea ce se întâmplă în acest domeniu fascinant, chiar fascinant, la nivel mondial. Pentru că este un, un fenomen home and deco extraordinar care i-a cuprins pe toți. Bineînțeles, acum nu mă refer, când zic toți, la toată lumea care nu are posibilitatea să decoreze, dar la târguri poți să afli ca și în celelalte domenii, respectiv bijuterii, haine, ceea ce se întâmplă în domeniul extrem. Uh-huh. În imaginile pe care le putem vedea acum este târgul Maison & Objet de la Paris și mă aflu în standul unuia din cei mai prolifici designeri contemporani, se numește Philippe Plein. Și este un tip care face ceasuri cu diamante, mobilă în aur de 24 de carate. Ceea ce vedeți aici este chiar o piele naturală care are suflat aur de 24 de carate peste ea. Deci tu dai seama, asta e un copil plus... de 6 ani care se ridice să frece pe scaun. Dar stai cu minte! Să-i pisică. Ce pisică? Dar copilul, dai seama, cum fac copil la 6 ani de să freacă, de să... Dai seama că trebuie să-l ții sub cei de tăi tot timpul. O să ai copil cu fundulețul de aur. Da, copilul cu fundulețul de aur. Plus că scrie și cu pixul, să știi, și se sparge rezerva de cerneală pe canapea. Doamne, și nu se mai ia... și păzește. Sunt anumite zone în care se dă ora zero pentru aceste lucruri care sunt pentru casă, indiferent că vorbim despre o perniță, împlăniță naturală care o să-i placă și pisicii și ție și fetiței, fie că vorbim despre o mobilă croco în aur, fie că vorbim de fel de piese de mobilă emailate și suflete în tot felul de rășini și materiale inovative care apar bine, în fiecare sezon. Rășini, frate, multe rășini! Bă, dar numai bine pun atâta aur pe mine decât să-l pun pe canapele, că nu înțeleg. Nu înțelegem. Lasă, hai să ne deschidem puțin creierul către aerul curat al informației. Așa. Eu mă consider o privilegiată că pot să fac lucrurile acestea, pentru că, într-adevăr, văd un domeniu în care destul de puțină lume are acces și destul de puțină lume este interesată. Dar este pe lume și așa ceva. E foarte frumos să le privești, să le înțelegi, să le găsești rostul, chiar dacă nu sunt pentru noi. Nu toată lumea are iaht, asta nu înseamnă că nu te uiți când este vorba despre iaht. Dacă iahtul este bătut în diamante, ai senzația că proprietarul totuși e ușor diliu. Adică... Acum ce se întâmplă? În domeniul decorațiunilor pentru casă, piața rusă a început să dicteze, pentru că ei au banul în acest moment pe care să-l cheltuie pe mobilă, pe accesorii, pe covoare scumpe, pe fel de fel de accesorii pentru casă. Și datorită locațiilor în care ei își desfășoară viața, palate, pălățele și alte castele, decorațiunea care este în acest moment la modă este o decorație extravagantă, extremă, aș putea spune. Deci, ce vezi la târguri... practic în covasna pe o arie largă. Înțelegi ce zic? Deci noi acum vorbim despre niște rășini. Sigur. Numai rășini, pentru că noi practic suntem un popor amărât de cetățeni care nu știu cum să-și mai ia 4 slujbe ca să plătească și grădinița lui la micu și dacă îmi dă 2 pensule, 2 bidinele de aur de 24 de carate, plătesc și copiii. Eu cred că este foarte importantă aspirația. Fiecare om care vrea să-și depășească nivelul în care trăiește, trebuie să aspire. Da, dar își dorește un apartament. Tu ai spus la un moment dat, apropo de filmul The Secret și alți frați gemene acestui film și alte cărți care promovează aceleași lucruri, este important să o iei pe calea dezvoltării personale la un moment dat al vieții, dacă vrei mai mult. Dacă îți place acolo la Ciorogâr, la sau unde ești, este super ok să rămâi și acolo, pentru că nu este obligatoriu să fii un spirit înalt și nu este legat de bogăție. Deci poți să te dezvolți spiritual și pe pământ să nu ai o bogăție afișată. Deci nu are nicio legătură una cu cealaltă. Poți să fii bogat sufletește și bogat spiritual și să nu îți dorești lucruri de genul acesta. Dar dacă totuși îți dorești și ți-ai fixat aspirațional o mobilă Philippe Plein, este super ok să o vizualizezi, eu vă arăt, deci dacă vă doriți, vizualizezi-o și o veți avea. Nu este imposibil. Problema e ce să fac cu ea. Păi, și-am zis, eu copilul leg fedeleche.
cu singura gheară pe care o are, o rupe de tot. Nu, adevărul e că și noi suntem nebune. Ușor țărâncuțe, aș putea spune, la faza asta. E, dar, asta e. Având în vedere nivelul la care se află poporul român și problemele reale pe care le are la poporul român în medie, acum la Buhalnița, unde noi ne chinuirăm să aducem un copil să poată să-și plătească rata până la școală, deoarece nu avea bani, mobila Philip Lane mi se pare o rășină ceva uluitor. Adică îmi vine să urlu, să iau mobila aia și să o tai cu lama, așa. Iertați-mă. Și vinde maurul la gramaj. Cum să-l viți? Că trebuie să-l zgrijelești de acolo. Să ne întoarcem și către lucruri mai apropiate de deci limba română, nicio legătură poporul român, nici eu, nici cea mai vagă. Deci în primăvară am fost la Arad și întâmplător am dat peste un magazin, scria mare Feng Shui, hai să vedem ce e înăuntru. Și foarte frumos și ne explică doamna acolo, se pricepea cât de cât, uite așa, uite așa, cu broscă, așa ceva, aduce banul. Da. Dați-mi mai și asta multe. O la, într-un fel e ca și, ca și cu loteria, dacă nu joci, nu câștigi. Deci hai să iau o broască, poate vine și la noi banul. Ei, problema am avut-o când ne-a tras atât de mare atenție să nu atingă cineva că ți-a noroc. Și mi-o pun și eu în casă, pe unde am apucat cine intra în casă. Vai, dar ce broască, ia mâna! Deci cam Monsieur Mitraș. A zis că s-a dus Mitraș cu... Da, bă, s-a dus cu pluta, da. Da, și a trebuit să o pun sus undeva unde nu vede. Caută cu busola sud-estul, am zis bine. Se pune și dacă nu vede, nu te vede, nu te poate privi ea. De unde știe cui să te bani? Ea lucrează pentru mine. Am priceput. Înțelegi? Deci ai și tu un angajat. Da, și mai mi-a dat și chestia asta, nu ați văzut-o? Da. Cu zodie poartă un portofel că e bine. O să fie bine. Amă că ai e, iure. Ai... Ea nu te mai du la servici. Are să niște vezi. Planuri de viitor foarte chiar vreau, interesante. Vreau să zic și apropo de Costi. Deci, dacă a pus să-ți iei un teren, să-ți faci o casă și să o și mobilezi, n-ai cum să nu te simți bine. Despre asta este vorba. Deci clar, cu Feng Shui, fără Feng Shui, te simți bine în ea. Și dacă pui dale ecologic ce de care faci tu ca să iasă iarba pacoalea sau ceva de frumos... Dacă asta e un alt domeniu care, uite, este la început, cum e și Feng Shui în România până azi. Am adus un produs nou în România și anume sunt pavajele ecologice. Pum, pare că tu n-ai în curte așa ceva. Te-ai gândit numai la cristale. Adică nemernicele alea de betoane care se încing pot să fie înlocuite. Evident. Deci, decât să betonăm curtea sau parcările în jurul blocului, sau să asfaltăm, mai bine punem niște ecologice, iese iarba printre ecologice, ele de ce? Pentru că sunt din polietilena reciclabilă, deci și reciclăm deșeurile de plastic și dă foarte bine cu iarbă, cu pietriș, cu ce vrei, poți să faci. Tu nu, dacă știam, aduceam ocupat. Să vă arăt cum e. Da, dar data viitoare aducem. Data viitoare. Și între timp mai pui și cireașa pe tort. Da. Multă treabă faci. Păi da, dacă chiar nimeni nu e perfect, domnule. Asta fac mai multe, deci nimeni nu e perfect în serialul care... Deja merge de vreo două săptămâni pe post. Semnele sunt foarte bune. Acum ne apropiem de finalul filmărilor. Să sperăm din toată inima că va fi un nou sezon. Sigur, sigur. Așa, iar cu cireașa de pe tot explică începe și mie de mâine, cum e treaba. Așa, de mâine. De mâine până duminică e o nouă echipă. Cine s-a uitat săptămâna trecută și acum două așa. Săptămâni. Este un format de afară. Mie mi s-a părut foarte interesant. Cele patru vedete, care fiecare gătește pentru celelalte trei la el acasă. Sau la ea acasă. Uh-huh. Și e foarte, foarte drăguț. Adică o echipă stă după tine, te urmărește cum faci lista de piață, treci în piață, cum cumperi, vii acasă, pregătești, pui masa, îți primești oaspeții. Oaspeții te lucrează pe la spate să vezi ce gătește ăsta, nu o să facă aia, că nu știe de aia, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Colțoși. Vin zâmbitor la tine acasă, ce faci, vada ce frumos e la tine, ce broască mișto ai. Nu pune mâna. Și piramidă da. În frigider. Le, îi dai să mănânci, ai lucrat toată ziua, ai transpirat, nu știu ce. Și după aia îl bagă în camera alăturat. Yes. E, cum ți s-a părut? Ce? Foarte drăguț. Mă așteptam mult mai mult. Înțelegeți de pe la spate, tang, 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 da? Și e o luptă pentru că se dau și note. Și cineva ia cireașa de pe tort. Ia cireașa de pe tart. Respectiv? Înseamnă... Zice că nu o să spun cine a luat. Deci sunt pe echipe de patru. Nu, nu, nu. Da, adică cum ia ce? Vă dă ceva la sfârșit? E. Emil Mitrașe, le meilleur chef de nu știu ce. Nu, e o cireașă. Sub formă, n-ai văzut, cu pătrate. Așa, din pătrate o face rotundă. Un trofeu, na. Așa, a, domnule. O plachetă. Iau un trofeu. Ia așa. Acolo. Ia cireașa de pe tort. Păi asta... Avem și noi niște cereșele mici pe aici, le luăm. Eu am propus
ca câștigătorul din fiecare, săptămână să ne adunăm. Da, domnule. Și să facem ceva gen cireșarii. Înțelegi? Deci, cireșarii de mai multe episoade. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Sper să fie. Dar va câștiga... Atâta vreau să întreb. Da. Tu, dacă n-ai fi gătit ceea ce ai gătit în așa. Emisiunea în care ai gătit, că nu pot să vorbic pentru că e mâine. Nici eu nu pot, așa? Ce ai fi preferat? Adică să zicem că n-ai fi știut să faci felul respectiv de mâncare. La ce te-ai fi băgat? Păi stai așa, de exemplu, mie mi s-a impus. A taci venit producătorul deci și a zis, nu că faci numai ce știi tu. Hello! Ia rețeta asta de la bucătarul care comentează, că e un bucătar care comentează. Pricinos! La data respectivă, nici acum, deci nu știu, deci nu-l cunosc personal, nu știu. Om rău? Și nu, e ok. Am crezut că te-a pus să faci mil feuie. Nu. Și a zis, fă o pasta, căcică de la el. A zis că dacă chiar știi să gătești, fă-o și pasta. Și am făcut-o și pasta. Mil feuie știu să fac eu, dar altceva nu știu. Aia știu eu. Da? Da. Tanța, scuză-mă că te întrerup. L-ai cunoscut cumva pe Grigore Pope de la, Popa de la trupa Eveniment? Da, dar din păcate... Grigore. Grigore? Da. Pe care mi-ai zis mie? Da, e... Nu, ăla. Erau colegi. Nu. Deci eu când vă spun că prietenii noștri se regăsesc pe generice... Grigore și unii dintre ei sunt în chenar negru, Grigore ziceți că e plecat de mult, are o fată, Oana. Oana e regizor, a terminat ATF-ul. Să dea un sân, că nu pot să-i spun la televizor acum cine mai e, cine nu mai e. Am înțeles. Zi-mi costii de piesă și de nou tău succes. E manea? Are influențe, să zicem așa. Nu pot să spun că e manea, o să vedeți și voi că o să fie și imagini din videoclip și din platou. Da. Piesa este hit în mai multe țări, dar cea care o cânt cu Andreea este hit în Bulgaria, în mod special. Eu am mai licențiat piesa și în Grecia, și în Israel, și în Turcia și este hit în toate țările respective. Ce o să vedeți. Super, felicitări! Într-adevăr. Și... Am văzut niște gagici... Scuzați-mi expresia în piesă, în frumosul... Niște piese în piesă. Păi nu vedeți ce piesă e aici. Vai, este atât de frumoasă, toată lumea se minunează. Da, și eu am văzut și am fost în Bulgaria acum 3 ani și au canale dedicate. Două, ce trei dedicate? Canale... A, de muzică. De muzică. Da. Nu, la ce te gândeai tu. Nu, de muzică. Cum e pure rău înainte, și frate. Au niște soliste. Da, știu, am una lucrat... Am lucrat cu mai toate solistele de acolo și au peste 20 de hituri în țările balcanice, eu. Ca producer. Dar tu de obicei când îți alegi solista, scuză-mi expresia, te bazezi și pe felul în care arată? Nu, și pe talent. Pe talent. Dacă nu are voce, poate să stai acasă. Pe mine nu mă interesează. Taci din gură. Serios. Deci dacă este ca păi, dar mă fac eu de râs. Dacă ea nu poate să cânte, îi dau piesă bună să nu poate să o cânte, să nu iasă hit, nu, e în detrimentul meu. Ca producer și ca om de muzică. Se vede că de data asta Feng Shui a fost de partea ta. De fiecare dată. E șeful, spun eu înainte de toate. E adevărat că ai făcut un videoclip care a costat o căruță de bani și te-ai implicat activ în realizarea acestea? Vorbești de acesta care... Păi vorbesc de acesta. Că cu care, pe care o să-l vedem. Da, este în Bulgaria, așa, la Sofia, cu unul dintre regizori cei mai cunoscuți din țara respectivă, care e jumătate român. Lucy is Romanian, yeah? Half, Romania. Yeah. Deci, respectivul regizor este jumătate român și este unul dintre cei mai cunoscuți. Iar în Turcia, la fel, am lucrat cu altă solistă de acolo și, la fel, cel mai este jumătate român. Ce ți-am zis? Din piața Chiliei, din Constanța. Deci eu român, cred că toată lumea... Suntem mulți și suntem peste tot. Serios. Exact. Și chiar care nu, dar nici care nu e român, măcar jumătate și tot. Nu, și a fost o surpriză plăcută când producătorul respectivului album din Turcia mi-a spus, uite, hai să-ți fac o surpriză. El arăta ca turcul, știi? Uh-huh. Asta... Cum e, turcul și pistolul? Da, și salut, tati. Mama, am înnebunit. Prima vorbă românească în Turcia. Tati, vreodată până acum. Stimați telespectatori, să lăsăm pe Costi împreună cu Andreea Teodora să duce pe scenă. Pentru a vă prezenta un videoclip absolut frumos. Știți foarte bine că de mulți ani noi n-am mai invitat interpreții de manele în emisiunea noastră. De data aceasta ne-am băgat, pentru că nu e vorba despre o manea. E vorba despre o combinată, adică pe jumătate româncă, știți ce vreau să zic. Și așa, și așa, fetele frumoase, aveți la ce vă uita, culori, păr, dinți, mașini, frumos. Apropo de păr, vedeți că mâine vă învățăm cum să vă vopsiți și singure, vă explicăm care sunt tendințele în modă,
E adevărat, unele dintre noi nu ne interesează că așa am apucat, așa o ținem. Dar măcar ne clătim și noi cu ceva. Cine poate să se salveze, se uită mâine la emisiune. Frate. Exact, mâine la ora 4 și jumătate. Până atunci, v-am pupat.